nașule, dă-ne banii, că vezi în ce situație suntem. Nu mă lăsa, te rog, din suflet, dă-mi banii, nașule. Că dacă nu-mi dai bani, o să audă țara noi. O să dau filmările la presă, la DNA. Acum vă rog să vă jurați pe icoană că i-ați dat banii lui Mircea. Jur cu mâna pe icoană că banii 600.000 de euro a ajuns la Mircea Băsescu. Din nou în direct, Ora de Vârf continuă, ediție senzațională în această seară cu Dan Diaconescu în Palatul lui Berchea Mondial, față în față cu Izaura, fiica lui Anghel Sandu. Dan Diaconescu, poate reușim să aflăm detalii și despre angajamentul scris pe care familia lui Berchea Mondial l-a făcut cu Marian Căpățână. Noi avem chiar o chitanță, o să le-o prezentăm telespectatorilor, o avem în acest moment pe ecran. Eu, Marian Căpățână, am fost azi la Anghel Izaura și i-am dus Da, vedem chitanța, vede și Izaura o are. Între timp vreau să vă spun că în pauza aceasta s-au petrecut de asemenea lucruri incredibile, în sensul că această familie, cel puțin prin ceea ce vă afirm eu, capătă o credibilitate din ce în ce mai mare, probabil în rândul opiniei publice române, în sensul că mulți membri ai familiei mi-au mai arătat diverse lucruri, nu putem să le povestim pe toate acum în direct, prin care mi-au câștigat și mai tare încrederea că tot ceea ce afirm ei, sau mă rog, ceea ce susțin ei, e foarte posibil să fie și adevărat. Ori aceasta este marea întrebare care plutește: ce ne facem în situația în care tot ce spune Izaura sau ce spune Berchea Mondial este adevărat? Și acum am să le luăm pe rând. Așadar, prezintă colegii mei din studio din București chitanța cu Căpățână, că îi luați 20.000 de euro și că vă mai dă 265.000 până la sfârșitul anului. El v-a dat însă acești bani, spuneți că vi-a dat direct de la Mircea Băsescu? El așa a spus că i-a trimis prin cineva de la București. Până cineva e... De la București sau de la Constanța? A venit cineva de la Constanța cu banii ăștia la Marian Căpățână la Constanța, la București. În schimbul banilor dumneavoastră nu trebuia să dați publicității filmele. Dar nu trebuia să le dau când el mi-a dat mie banii ăștia. Păi și de ce le-a dat? Pentru că nu aveam încredere. În cine le-a dat? În el, mă minte. Păi și atunci de ce a semnat cu el hârtia? Păi ca să arăt și eu DNA-ului ce a făcut el. Dar dumneavoastră permanent ați colaborat cu DNA-ul în toată afacerea asta? Nu, ce se colaboreze? Adică mă cheamă să dau declarații. Se spune că ce a filmat Băsică, de exemplu, în biroul lui Mircea Băsescu, au mai filmat și serviciile secrete sau cineva de la procuror. E adevărat? Păi așa am auzit și eu de la voi, de la presă. Nu știți dacă e adevărat. Bun, rămăsesem la povestea acestor bani. Dumneavoastră v-a dat, spuneți, Mircea Băsescu înapoi o sumă de bani, da? În ce an v-a dat banii? Nu mă știu în ce an, anul trecut. Anul trecut. Da. Și ce v-ați spus despre diferență? Că vă restituie când? Că se restituie, în curând se restituie. Dar dacă banii i-a luat Căpățână și nu i-a luat deloc Mircea Băsescu, ce poate? Cum? Păi dacă el i-a luat Căpățână, de ce nu n-a spus el, duceți-vă și să vă le dă Căpățână? Și el aveți ce răbdare? Vă spune aici? Aveți răbdare că se rezolvă. A zis că are el o afacere acum cu primăriile de vreo 10 milioane de euro, ne spunea. Bine, Mircea are afacere cu primăriile? Da, de... Ce primărie? Păi acolo, în Constanța. Primăria din Constanța? Dacă vorbiți pe el cu Marian Căpățână, da, care are o afacere de 10 milioane de euro și când o să intră în ea, peste 2-3 luni, o să restituie toți bani. Cu primăria Constanța sau o primărie din județul Constanța? Primărie de acolo, din județul Constanța. Așa mi-a spus lung când m-am dus eu la el. Și dumneavoastră spuneți așa că Mircea Băsescu v-a zis dumneavoastră Izaurei că banii, o parte din bani au ajuns la Traian? Mie nu mi-a spus. Așa i-a spus lui Florin. Aha. Și Florin spune asta. Da. Dar dumneavoastră credeți că au ajuns banii la Traian? Prin cum să-mi iau inima în foc să spun că au ajuns banii ăștia la Traian dacă nu mi-a zis mie? Și atunci rămânem pe declarația dumneavoastră că banii au ajuns la Mircea, sigur. Da, da. Pentru asta puteți jura? Da, pentru asta putem jura. Puneți mâna pe icoană, da, și mi-arătați asta, da, direct, fiindcă insist pe acest aspect, stimați telespectatori, fiindcă romii, în general, romii din România sunt foarte religioși și ei când jură pe Biblie sau, mă rog, pe icoană, se zice că chiar spun adevărul 100%. Așadar, o să încercăm și cu doamna Izaura acest exercițiu de jurnalism, nu facem justiție televizată, ca să ne convingă și mai tare că acești bani au ajuns la Mircea, fiindcă, repet, doamna Izaura, este o variantă, teoretic vorbind, ca banii să se ofri doar la Căpățână. Și Căpățână să vă fi mințit că i-a dat lui Mircea ceva și sigur există filmarea pe care Mircea zice, m-am pomenit cu mormanul de dolari în brațe, asta e indiscutabil, dar dacă dolarii ăia, după ce el i-a primit în brațe, i-a dat tot lui Căpățână pentru aversa sau pentru alte afaceri. Dacă Mircea nu și-a oprit pentru el nici măcar o secundă banii. Păi eu i-am spus el că n-avea cum să le
rămâne la Maria Încăpățână, că dacă era la Maria Încăpățână, poate mergeam pe Maria Încăpățână la el acasă, vorbeam cu Maria Încăpățână, trăgeam de Maria Încăpățână, ca să ne dă banii ăștia. Dar din imaginile pe care noi le-am văzut, lipsesc niște secvențe. Din 42 de minute câte s-ar fi filmat cu acea cravată, s-ar fi predat doar 31 de minute. Ce e pe restul de 11 minute? Dumneavoastră presupun că ați văzut tot filmul, nu? Și ați văzut și la televizor ce s-a dat. Ce lipsește? Noi, telespectatorii, ce nu am văzut? Nu știu. Sau din ceea ce nu am văzut noi, îl avantajează pe Mircea Băsescu sau îl bagă și mai tare la apă? Dumneavoastră ce credeți? Nu știu, vă întreb. Dumneavoastră ce credeți după toate filmările astea care se văd? Eu cred că situația e foarte gravă. Iar dumneavoastră sunteți o femeie și gravidă în luna 7-a, care ați dat o țară întreagă peste cap și nu numai țara. Fiindcă toată lumea din străinătate, nu știu dacă știți, vorbește despre Izaura, ați văzut? Dar eu nu am dat o țară întreagă peste cap, să vă fac să înțelegeți. Eu nu am dat țara peste cap. El a dat țara peste cap, că dacă el nu îmi făcea să facă denunți că așa întrăjăm noi, poate nu era acolo și nici nu eram în situația asta. Dar cum s-a ajuns de la tăierea tortului copilului la denunțul făcut de el? Păi, Dumnezeu, de asta că nu pot să-mi dau seama. Dar s-a ajuns la agresiuni verbale? Nu, nu i-am spus. Sau altă vorbă, poate, uite atât. Nașule, dă-ne banii, că vezi în ce situație suntem. Nu mă lăsa, te rog, din suflet, dă-mi banii, nașule. Că dacă nu-mi dai bani, o să audă țara noi. O să dau filmările la presă, la DNA. Acum vă rog să vă jurați pe icoană că i-ați dat banii lui Mircea. Jur cu mâna pe icoană că banii 600.000 de euro a ajuns la Mircea Bățescu. Și a ajuns la el. Pentru eliberarea lui, pentru eliberarea lui Bercea Mondial. E o diferență, poate a ajuns pentru aversa. Poate nu, pentru eliberarea lui Bercea Mondial a ajuns 600.000 de euro. Era și a rămas la el. Ceva, că ține Izaura mâna pe Biblie. Atenție, oameni buni, la ce o întreb acum pe Izaura. Vreau să fie lumea foarte atentă și să, pe urmă, să interpretăm răspunsul Izaurei. Banii ăștia 600.000, vi-a cerut Mircea sau i-ați oferit dumneavoastră? Ne-a cerut Mircea. Asta era prețul eliberării, prețul condamnării la... Prețul eliberării era de 1.000.000 de euro, dar n-am avut. 1.000.000 v-a spus el la început? Da, atâta i-a spus lui Marian să ne cere. Ce se întâmpla cu banii ăștia? 600.000 sau 1.000.000? Unde ajungeau banii? La Mircea Băsescu. Și apoi, mai departe? Păi era... El știe că umbla... De ce a zis Bercea din Dubă, tatăl dumneavoastră, de Coveșii, de șefa în alte curții supreme de justiție? Pentru că Mircea a spus vorbelești. A zis Mircea? Da. A zis el și de Coveșii? Și de Livia Stanciu. Și de Blaga? N-a zis de Blaga, nu. Tata n-a spus tata de Blaga. Dar ce era cu șoferul ăla? Șoferul personal al cui? Al lui Liviu, al lui Coveș. Și ce-i cu șoferul? Șoferul ăla banii? Nu știu, dar Mircea a spus vorbelești. Din păcate s-a terminat spațiul alocat acestei emisiuni. Mulțumesc foarte mult cu Dan Diaconescu și cu Izaura. Vă revedeți în scurt timp și în ediția specială de la ora 21, moderată de colegii mei, Andreea Crețulescu și Victor Tutacu. Stați cu noi!